Salut și bine v-am găsit! Continuăm tot cu kitul sistemului de alarmă wireless, dar astăzi vă arăt cum înrolați și alte dispozitive pe acest kit. Avem aici telecomanda, așa arată telecomanda, este destul de micuță, are 5 butoane. Mai găsiți aici în cutie un manual cu instrucțiuni, care vă arată cum să o configurați. Toată treaba este că această telecomandă nu merge direct înrolată pe această centrală, deci trebuie să accesați web browserul. Hai să ne apucăm de treabă! Pentru a putea înrola această telecomandă, trebuie să ne logăm cu IP-ul centralei pe Internet Explorer. Scriem IP-ul 192.168.1.1.45 și apoi ne logăm pe interfața centralei wireless, introducem userul și parola. Apoi mergem la secțiunea Key Fob și selectăm Add. În acest moment, trebuie să apăsăm un buton de pe telecomandă. Apăsăm butonul de Home Arm, denumim telecomanda, o să-i dau telecomandă. Voi selecta toate partițiile și asta implică armare, dezarmare, alarmă de panică și ștergere alarmă. Selectez OK. Și am adăugat cu succes telecomanda. Și acum să facem o probă cu telecomanda. Armăm. A pornit alarma. Dezactivăm. Armăm din nou. Dezarmăm. Trecem alarma pe mut.